Bună ziua, prieteni! Pentru că sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de mucenici este o sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox, am decis să adaug câteva lucruri interesante despre această sărbătoare și, de ce nu, chiar și o rețetă de mucenici. Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia s-a suprapus peste începerea anului agricol tradițional și a generat o sărbătoare tradițională românească, mucenicii sau măcinicii. În credința populară, în ziua mucenicilor se încheie zilele babelor, lăsând loc zilelor moșilor. De aceea, în această zi, se fac numeroase ritualuri de alungare a gerului, cum ar fi lovirea pământului cu bâte sau maiuri, rostind de scântece pentru ca să iasă căldura și să intre gerul, sau jocul copiilor peste foc. În ziua de 9 martie, în toate comunitățile rurale, era obiceiul de a se scoate plugul la arat. După ce plugul era trecut prin foc de către fierarul, faurul satului, era reparat, curățat și purificat. Între plugari se încheiau înțelegeri pentru întovărășire la arat, iar în dimineața acestei zile, plugul era scos în fața casei în mod festiv. Acesta era momentul ce deschidea, de fapt, ciclul sărbătorilor de primăvară, presărat cu numeroase obiceiuri. 40 sau 44 de mucenici, după tradiția getodacică, au fost 44 de mucenici, atâtea fiind și zilele dintre 9 martie și 23 aprilie. În unele zone există până astăzi credința că acești sfinți au fost 44. Folcloristul Simion Florea Marian a tipărit o legendă din Frătăul Vechi, Moldova, unde se vorbește de ziua celor 44 de sfinți. Însă tradiția creștină afirmă că au fost 40 de mucenici. În București, părticelele din moaștele sfinților 40 de mucenici din Savestia se află la Mănăstirea Antim, la Schitul Darvarii, la Biserica Icoanei, la Biserica Mihai Vodă, la Biserica Dichiu de pe strada Icoanei și la Biserica Sfântul Alexie de pe calea Șerpan Vodă. Testamentul Sfinților 40 de Mucenici. Testamentul Sfinților 40 de Mucenici a fost dictat de aceștia atunci când era un lac Sfântului Meletie, episcopul Antiohiei. Așadar, să vă depărtați de orice poftă și rătăcire lumească, căci mărirea lumii este înșelătoare și neputincioasă, înflorește pentru puțin și îndată se veștejește ca și iarba grădinii. Primind sfârșitul mai repede ca începutul, mergeți mai degrabă la iubitorul de oameni Dumnezeu, care dăruiește bogăție neîmpuținată celor ce aleargă la el și dă ca răsplată viața veșnică celor ce cred în el. Timpul acesta este folositor celor ce voie să se mântuiască, oferind prilejul potrivit pentru pocăință, pentru practicarea adevăratei viețuiri celor ce nu amână nimic pentru viitor, că schimbarea vieții este neprevăzută. Și chiar de a-i cunoaște-o, vezi ceea ce este de folos și arată, în modul acesta, curăția credinței, pentru ca prin aceasta să ștergi urma păcatelor făptuite mai înainte. Căci în starea în care te voi găsi, zice Domnul, în aceea te voi și judeca. Sârguiți-vă, deci, să fiți fără greșeală în poruncile lui Hristos, ca să scăpați de focul cel nestins și veșnic. Căci glasul cel Dumnezeu strigă, timpul s-a scurtat,
mai presus de toate, cinstiți iubirea, căci numai ea, singura, respectă datoria iubirii frățești și se supune legii lui Dumnezeu, căci prin fratele cel văzut se cinstește Dumnezeu cel nevăzut. Doamne ajută, prieteni, să fiți binecuvântați, unuțul să fie mereu cu voi și să vă ofere tot ceea ce aveți fiecare nevoie. Doamne ajută, să aveți o zi bună!